afară, care la și mie plac ouăle Kinder. Hai să începem, da? Cocos și bine v-am regăsit la un nou video din seria asta minunată de Paște. Suntem aici cu Carolina și este foarte încântată deoarece este tupită după ouă și ne-am gândit așa să facem un video cu ouă Kinder, iar ea să... Fapt, noi să deschidem și să vedem ce jucării ne pică. Vrei să deschidă, mami? Carolina, fiecare din ăsta are ciocolată delicioasă în interior și o jucărie. Ție-ți dau jucăria? Da? Hai să vedem. Ia uite ce avem aici. Un ou Kinder. Vreau să gust ciocolata. Vrei să gust ciocolata? Dacă nu așa desface ou Kinder, haide. Ba, da. Vreau așa să mănânce. Bă, dar nu arată prea bine. De când avem ouăle astea? Nu arată prea bine că le-am lăsat puțin în soare. A, le-am lăsat puțin în mașină și s-au cam topit bine, partea de sus. Bine, un sfert de oră și după aceea am luat repede. Carolina, acesta este un ou de ciocolată. Îți place? Și înăuntru este o jucărie. Vrei să vedem ce e înăuntru? Da. Spunem open. Opa. Asta, bine, open. Cristina, nu aș desface, desface așa. Ia uite-te, Carolina. Desfacem asta cu jucăria? Da. Ma. Dar ce e aici? Este cumva o albinuță? Da. Ia uitați! Asta o avem. Avem albinuța asta de aici. Asta de aici, de jos. Și senzațional. Uite, de exemplu, poți să colectezi 5, Cristina. Ia uite-te, pur și simplu am pus-o pe stativul ăsta. Dai mie ciocolata și eu o să-ți voi da albinuța? Nu, că trebuie să o pui în fagure. Trebuie să o pun în fagure? Deci aici avem, așa, da. Un capac și tot și aici se pune albinuța. Carolina, vrei să o pui? Pune-o în fagure și când apeși pe buton, ea sare. Ia să vedem. Și acum închidem capacul? Da, dacă vrei. Deci cam așa funcționează treaba. Chiar e faină șmecheria asta, mai ales acum că să vin odată și primăvara. Și cel mai important este să facem toată colecția. Da, deci nu știu exact cât de multe sunt pe care trebuie să le găsim, dar cu siguranță dintre toate aceste ouă o să avem multe șanse. Carolina, tati deja mănâncă ouă. Asta e mai bună ciocolată care a existat planeta asta. Să nu aruncăm. O pui acolo, dacă scapă pe jos în toată săptămâna. Alege un nou, iubita. Alege unul de aici, pe care să-l desfacem. Pe care? Ia să vedem. Ăta. Ăta. Așa. Oh, ia să vedem. Ia de sub mami și dă-mi ciocolata. Așa. Îl dai lui mami să-l deschidă? Ăsta vrei să-l deschidem. Uite, desface-l pe la roz, mami. Hai să vedem. Deci punem aici ciocolata, ca să o păstrăm pentru mai târziu. Felix o să mănânce și eu probabil o să mănânc mâine dimineață. Mi-e așa-mi place, când mi-e foame. Dacă mai rămâne. Să mănânc puțină ciocolată, doar când mi-e foame, în rest nu-mi place. Dar hai să vedem. Bă, Felix, poate nu trebuia să lași și tu ouăle astea în mașină. Uite și tu cum arată, zici că e de dinozaur. Un sfert de oră, a venit căldura, soarele, dar m-am dus repede și l-am luat. Deci zici că e ouă de dinozaur. Te-ți pregătiți? Ia uite, Carolina. Ia uite-te. Wow! Și acum hai să vedem, Carolina, ești concentrată? Da. Hai să vedem. Sunteți concentrați? Desfacă. Da, desfă tu. Deci, uite, este o tehnică de desfacere, nimeni nu știe. Se apasă în mijloc, așa. Nu merge tehnica. Și de ce cauză? Au umplut astea toate. Ia uite. Sper să fie ceva nou. Bă, ne-a picat prima dublură. Carolina, din prima. Trebuie să mai desfacem, că am impresia. Deci eu le-am ales în magazin special să ne pice dubluri. Ia uitați cât sunt de drăguțe. Acum avem una pentru mine și una pentru Carolina. Să vedem dacă pică una și pentru Felix. Carolina, da? Alege acest ou, da? Ia-l în mână. Și ia și ouă ăsta și ciocănește ouăle. Fă-i cioc-cioc. Îl desface tati cu asta? Carolina, ce faci? Ne-ai furat ouăle? Și le duci acolo? Vai! Ăla îl dai. Bravo. Așa, poftim! Bravo! Ți mai dai? Ia să vedem. Câte ouă îi dai tu lui Mini? Doi? Du-te și dă-i-le. Dă-i lui Mini. Mama. Îmi dai mie? Da? Și vrei să-l deschid? Hai să-l deschidem. Oh. Sparge aici de masă să vedem dacă îți pică ceva. Așa, și fă aici să vedem. Ai vrei să-l deschidă mama? Da. Tu mănânci, ha? Doar ca să văd ce surpriză înăuntru, doar de asta. Dar știi că e altă tehnică. Ce tehnică? Desfaci! Nu trebuie să mănânci! Tati, am nevoie de ajutor. Ești sigur că vrei abdomen? Cred că ar trebui să te oprești. Eu sunt o finuță și tu cu pătată. Același! Nu cred! Și arată în asta? Nu cred! Arată în asta că ar fi
Știți care este faza cu toate colecțiile astea? De obicei sunt cam 3 personaje. Scuze. Și se pare că astăzi am rămas blocat la primul personaj. Este același, ne-a picat deja. Sunt 5. 5. Sunt 5. Uite-le cât de faine și cât de mișto sunt și avem 3 dubluri. Urât. Tu crezi că avem șansă să le facem pe toate? Eu sper să am șansă să-mi pice măcar una. Ce faci? Vrei să mai deschidem ouă, da? Ceva nou. A picat ceva, ceva nou? Ceva nou, hai Carolina, repede, hai, ceva nou. Ia să vedem. Norocul nostru că a picat din altă colecție. Ia vezi, ce e asta? Nu știu, e fata buburuză, ceva. E o fetiță? Deci e altă colecție? Da, am zis fata buburuză. A, dar ce fain, e o fetiță. Am vreau și colecția să fac. O, și îi se învârte și capul. Haide să îl rugăm pe tate să ne-o pună. Sau vrei să o pui tu? Cum îi pune Carolina piciorușele și corpul? Asta, aici sus, pune sus aici. Așa. Așa, hai că poți, poți, poți. Așa, așa, așa. Ajută-o pe fetiță. O ajuți? Mamă, dar aici trebuie forță la sală să mergi ca să pui. Ia uite-o. Am reușit, bravo! E o fetiță buburuză. Că nouă ne plac buburuzele, cum spui tu, bubu? Vedeți? Asta pe care am mâncat eu jumătate de Kinder, aici nu pica cineva, nu trebuie să mai mănânc. Păi hai, mai mănâncă, Felix, hai, te provoc. Mamă, dar n-am foarte că mi-a deschis-o o Kinder. Tu și la ochii mei vrei să folosești foarte că... Vrei? Nu. Carolina a zis că vrea! Poftim. Da, noi vrem jucăria, tati. Ceva nou! Vezi dacă trebuie să mănânc. Wow, ia uita ce e asta! Și are și ghiozdănel. Carolina are ghiozdănel, vezi? Ia uite, și are și coroană de regină. Și arată aici să dați cocul like. Asta, Carolina, ne dă miere și noi mâncăm la micul dejun. Ia uite-te! Ghiozdanul poți să-l desfaci. Uite, Carolina, asta o să pice o maimuță, cred. Ia, stai să vezi. Ia, wow, ia să vedem. Este ceva nou? Altă buburuză! Da, e chiar alta! Are alt fel de păr și alt fel de față! Ma. Ai reușit? Mamă! Bobo! Bobo de la buburuză, ia uite-te! Aia nu mai are aripi! Nu, dar nu mai are. O, numai asta e șmecheră cu aripi. Aia e mai șmecheră. Uite, Carolina, avem două fetițe și ne jucăm cu ele! De-aia eu trebuie să gust. Dacă tu deschizi, nu-ți pică nimica. Dacă eu gust, îmi pică, garantat. E, bine atunci, treci la mâncat acolo. A început să mi se facă rău și eu trebuie să beau cu lapte, păci așa. Uite, Cristina, desfac cu partea frumoasă. Așa, ia să vedem ce e înăuntru. Mamă, ce e acolo? Nu știu, dar nu mai fac una fără gust. Ia-o, Carolina. Ești curioasă? Bă, dar ce cute sunt fetițele astea două. Uite ce bucuroasă, Carolina. Le deschidem? Se deschidă mami? Ia să te văd. Da. Se deschidă mami, da? Nu vine să cred, deschide mami. Nici mie nu vine să cred și sincer nu știu de asta. Eu am unghii, eu am manicură, la mine e greu. Eu tot am făcut opening-ul la mine pe canal, că mi-e plac foarte mult. Ceva nou! Mamă, următoarea buburuză. Ce-i asta? Ia să vedem. Dar ce-s combinațiile astea? Dă-s atâta ce face. Ce-i aia? Faci o praștie? Deci, din câte mă arată mie așa aici, ăsta vine pus aici, da? Stai să pun stai că vrea Carolina să-l monteze. Uite, trebuie să pui florile aici. Da, le pui acolo. Mamă, dar asta nu-i pentru copii, e pentru adulți. Hai să vedem, deci așa, pune tate acolo și pune și cealaltă floare. Mamă, dar ce greu să fiu eu. Așa, și aici trebuie să punem hamacul între cele două. Bă, ce idee! Am greșit. Trebuie să punem buburuza. Fii atentă. Înainte, când mai desfăceam ouă kindere, le desfăceam pentru noi, dar acum, ia uitați câtă bucurie este deoarece avem pe Carolina și chiar avem parte de surprize minunate pentru că ne putem chiar și juca cu toate jucările care ne pică. Ești fericită? Ia, hai să vedem cum se dă buburuza pe hamac. Uite, hamacul. A făcut toată hamacul. Hamacul ăsta pare puțin improvizat. Ia să vedem. Sincer, mie mi-ar fi plăcut dacă hamacul ăsta era de plastic, pentru că hârtia asta, sincer, nu prea dă așa de bine. Dedeman. E de la Dedeman. Mai ne trebuie două și avem toată colecția de albinuțe. Eu vreau. Serios? Să... Hai să desfacem de face colecția, poate pentru mai multă. Haide. Eu la hamacul ăsta o să-l dau și o să rămână doar așa tip grădină. Îl dau la o parte. Carolina, mai poate fericire? Ia să vedem. Vrei să desfaci tu, Carolina? Desfaci Carolina, da? Ia apasă cu mâinile pe ou, să desfaci ou. Apasă. Open. Apasă. Wow, Carolina! Astea, poți tu să deschizi, ia să vedem. Elu, tate, aici, forța aici. Dar las-o pe ea! Cine se deschidă? Mama. Mama, bine, deschide mami. Dar nu azi. Mă motivezi? Motivezi o femeie? Vezi că reușesc acum. Ceva nou! E ceva nou! Ne mai trebuie unul și facem colecția, nu vine să cred. Ia să vedem cine a picat aici. Asta este musculosul. Unde e partea de jos a lui? Uite-te. Deci ăsta, Carolina, îl punem aici, da? Ia papă falburile! Deși lumea mi se pape.
Ți-ai luat acolo fagure și-l pat la oglindă, da? Niam, niam, niam! Îi dai și la fetița din oglindă? Alta mi-a adus? Mi-a adus! Niam, niam, niam! A venit să-i dea la fetiță! Dă-i și lui cealaltă! Dă-i la amândouă! Niam, 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 niam! Și mie! Ce bună e! Gata? Bun, ești curioasă să vezi care e următoarea jucărie? Eu sunt foarte curioasă. Hai să vedem. Tati, avem aici colecția? Mai trebuie unul. Bă, ăsta stă întins așa. Știi care e faza? Mie nu-mi place șezlungul ăsta. Zici că e improvizat. Ne mai trebuie fata-n leagăn. Fata-n leagăn? Fata-n leagăn. Și leagănul ăla tot așa improvizat e. Dar unde te duci? Unde te duci? Ce-i, Carolina, ce-i? Mai avem de deschis încă 3 ouă. Așa că haide să mergem. Și fiți atenți, aici alu ăsta, ăsta e musculosul. Că el duce mult, îi pui faguri așa, cumva. Ia uite, și îi pui mulți că el... Hai că am făcut o mică pauză și ne-am dus ca să ne aducem creionul nostru, fain. Ia arată-le tu la mâncele lui Popos. Avem un creion roz! Ia uite cu Super Zings! Mai avem 3 ouă Kinder, Cristina, wow, și mai ne trebuie, fii atentă, ne mai trebuie, deci dacă acum aș avea norocul de Maxim să ne pice o albinuță și facem colecția și încă două noi și facem colecția asta. Deci trebuie să ne pice... puțin, puteți face două colecții deodată? Da, ne mai trebuie două aici. Ok. Și unul aici. Mamă, voi vă dați seama, țineți-ne pumne acolo, fix ca la Roblox, să fac așa ou și să vedem ce pet ne pică. Da. Și noi trebuie să apăsăm pe E. Desfă. Desfac? Hai să vedem. Deci desfac, dar nu știu, vine să ți-l dau ție să-l mănânci, că parcă e cu noroc când mănânci. Caruna, ce zici? Nu. Mănânci ăla? Nu, și tu? Nu. Eu mi-am propus să nu mănânc. Ciocolată. Asta nu-i ciocolată. Asta nu-i ciocolată. E suflet. Băi, e altfel. E altfel. E un altfel de galben. E altfel, Carolina, vezi? Stai că nu pot. Oh my god, 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 oh my god. Oh my god, tu cât mai mănânci? Oh my god, deci nu pot să cred. Dar ce e asta, fata liliac? Băiatul liliac. Nu, e fată sau băiat? Nu știu, are ce poți. Uite, scrie băiat, boy. E boy? Da, sunt două băi și două fete. Ia să vedem. Mm. E băiatul libelulă. Mama mia. Ia uite, deci le asamblăm aici. Îmi place să fac colecții. Și ia uitați, acum mai punem aici și face poc. A făcut poc. A făcut poc și ia uitați ce șmecher este. Zici că e liliac. Doamne, deci câtă șmecher. Au, bă, ai de gând să stai. Așa, ia uitați-i. Stai, asta se potrivește în partea asta, asta este un unghiul ei bun. Le punem la sfârșit că mai vine o fată aici, lasă așa. Mai vine o fată? Cred că da. Mamă, dar ce cute sunt. Ne mai trebuie unul aici la colecție și unul aici și suntem boși. Deci bun. Dacă așa ne mai pică, facem două colecții odată, cine mai ca noi? Deci țineți pumnii, fata lumea să se concentreze, să ne pice ceea ce ne trebuie, da? Putem să vedem prin el? Nu știu, pare plină. Pare, pare foarte plină. E o albinuță. Credeți că e o albinuță? Foarte greu de deschis. Mă ajuți că n-am forță, că n-am mâncat ciocolată. Oh my god, oh my god, oh my god. E dublură, vezi? E dublură. Vezi ce se întâmplă? Dacă nu mai așa să guzinați ciocolata, mi-a picat nou. Ne-a mai picat încă o dată ăsta cu șezlongul. Dar nu înțeleg de ce au pus chestia asta, pentru că nu arată bine. Și eu zic să folosim așa, gen doar grădină. Ultimul, îl desfaci tu? Ultimul ou. Carolina, tu mai încapi aici? Da. Da, încapi? Ia trage de asta, îți facem. Trage de acolo. Trage. Trage, așa. Și trage de asta? Și trage de asta. Și trage de asta. Așa. Și strânge asta. Așa, strânge. Așa, cu forță. De ciocolată, tati. Mami, deschide. Se deschide mami sau se deschide tati? Să deschidă mami. Deci să fie ceva nou. Scrieți toți în comentarii ceva nou. Cristina! De ce n-ai zis ceva nou? Cred că mai avem un gumbaie din ăsta. Ia uitați, va trebui să-l ansamblezi tu de data asta, pentru că e deja ansamblat unul. Avem câteva dubluri. Dacă aveți ce ne trebuie nou, face schimb. Scrieți-ne în comentarii ce aveți voi, că vă poate face schimb. Felix, acum observ că ție ți-au mai rămas două inimioare de pe tricou. Felix poartă tricoul din colecția noastră, Cocori. Scrieți în comentarii cine are și tricouri la fel cu noi. Ia să vedem, l-ai ansamblat? Da, uitați ce fain arată, dar și că îți pereche acum. Să nu se certe pe băieți fetele, fiecare are un prieten la fel de frumos. Ai dreptate, uite, s-au format aici cupluri. Vedeți, fetelor? Dar tu ce faci acolo? Tu papi fagure? Ia mai papă fagure. Tu popai pe ascunzi? Tu popai pe furisiu? A, așa-i faza. Toată ziua mă joc pe asta. Astea-s toate ouăle?
de kinder, da. Serios? Deja s-a terminat? Deci practic... Practic n-am făcut... N-am făcut niciuna colecție. Ne mai trebuie una la albinuță. Carolina! Și una la asta. Dacă le aveți, scrieți-le în comentariu, băgăm schimb. Da, mie îmi place. Hai să vedem care e preferata noastră. Mie îmi place foarte mult această buburuză, că e șmecheră și are aripioare. Și îmi place mult și acest musculos. Mie îmi place de asta. Este Regina. Cu părul roșcat. Este cea mai faină. Toată lumea știe că este foarte greu să ridici niște frunze. Asta, nu, de el pe frunze s-ar pune faguri. Dar trebuie să pune da? Da. Deci, asta sunt eu după ce mănânc kinderul, da? Ai grijă, poate nu. Și asta sunt eu după ce merg la sală, când o să merg la sală. Și asta este Carolina Regina. Poftim. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Eu am ceva treabă, am chiar s-o ocupat acum, deci am ceva deci de făcut. Felix, te rog frumos. Da. Uită-te la ăsta. Da. Da, ăsta ești tu. Nu ești ăsta? Cristina, știi ce o să fac? Eu consider că astea sunt batoane proteice pentru sport. De pe atât când fac ceva sport, de exemplu, urscările, e sport, la picioare. Nu, ca și deci cum... dacă te duci și faci sport pe bune, poți să mănânci puțin. Corect. Deci mi le topesc și mi le fac batoane proteice, da? Scriu proteină 99%. Nu l-ascultați, Felix. 99%. Nu, nu o să fac așa ceva pentru că eu nu-l las. Mănânci totul cu măsură. Da. Azi, mâine, jumate mâine. Serios acum? Păi îmi împart și eu pe 2-3 zile, că doar nu-s de bun. Că aici sunt 3 kg de ciocolată, trebuie să le împart pe 2-3 zile. Aveți grijă să fiți cumpătați, luați-vă după mine, după Felix. Deci eu am avut o vecină care zicea, mai bine să-ți fie rău decât să-ți par rău. Nu mă ascultați pe mine, nu faceți ca mine. Dar, nu faceți ca mine, eu sunt un desen animat. Poftim! Dar nu faceți ca mine, dar vă amuzați, da? Da. V-a plăcut video de asta, pentru că mie mi-a plăcut foarte tare și ne-am ales cu jucării noi pentru Carolina! Poftim, Caro! Cum, am crezut că sunt ale mele. Sunt ale Carolinei! Eu zic să mai facem serii dintre astea cu Kinder, pentru că vreau jucării pentru Carolina. Mie îmi plac foarte mult ouă Kinder, mănânc ciocolată și fac colecții, eu sunt nebunit după colecții. Am făcut o grămadă de colecții pe canal și știți că sunt numai de fotbal n-am făcut, dacă fac și de fotbal chiar sunt la colecții. Fine, 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 de tot. Nu știu niciun fotbalist, nu știu pe Hagi. Deci nu uitați că ne vedem și mâine, ne vedem în fiecare zi perioada asta, mi se pare super tare. Avem lapte? Da, avem lapte. Cană cu lapte și cu Kinder. Sănătate curată. De data viitoare. Pa. Bă, și mâine vezi. Nu, nu faceți ca Felix. Nu, să mâncați sănătos. Cristina, ne vedem mâine. Cristina nu mai mănâncă pâine, mănâncă pâine vasa. Da, pentru că vreau să am abdomen. Pâine vasa cu ciocolată egal napolitană. Nu, pâine vasa. Am și o 3 zile care nu mai mănânc pâine și sunt foarte mândră de mine, da? Și șmecheră. Ne vedem mâine. Pa! Carolina, fă-le pa! Fă-le pa! Bravo! Acest băiat, băiatul fluturaș, băiatul fluturaș se joacă cu Carolina! Tu mi-o dai mie? Mă, dar tu ce faci cu floarea asta? Știți, ca detectivea care au scopitoarea între dinți? Ești ca o pisicuță. În loc să te joci cu jucările, tu te joci cu ambalajele. Ne jucăm cu acest bol cu morcov. Dai să pape un morcov la albinuță. Dai să pape? La albinuță, uite-te. Albinuța asta vrea să pape. Așa. Și fetița. Ciup! Dă și ei să pape. Că e cam slăbuță. Morcovul mai mare decât ea. Ah, ce bun e acest morcov. Stai să-l ridic, că-s puternică. Sunt puternică. Uite, ai văzut cum l-a ridicat. Hai să punem această fetiță aici la tine. Uite, buzunarul tău șmecher. Și asta, această regină. Vrei să punem în coșuleț această fetiță? Da. Hai, cum o pune Carolina? Nu. Măi, 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 măi. Nu. Poftim. Nu. O ții în mână? Da. Papa. Bravo! Papa. If we come together as one, help each other.